bună, Deșteptarea, avem calificarea, satul mare, ne apropiem. Cu zi ce trece de zilele orașului, va fi ce mai nebunie. Pentru unii veselie, pentru alții farmacie, dar ce se întâmplă de obicei, când românul dă de mâncare multă. Bagă! Bagă la Ghiozdan, frate Cane Halituca, la care n-am mâncat în clasa a doua, și pe umă. Oh, 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 doare tare! Oh, oh, așa! O colică renală, o pancreatită, o șmecherie de asta care te indispune pentru că nu ai reușit să te oprești la timp. Uh, și în cazul berii, a băuturilor alcoolice, a tuturor, te îndeamnă, te -ndeamnă producătorii să consumi responsabil. Așa e și cu mâncarea. Cred că ar trebui să scrie pe fiecare pungă de, de carne. Consumul în exces dăunează grav sănătății. O știm, pe toții, o știm toții povestea cu colesterolul, cu wow, sunt grele acolo. Dar, dragi telespectatori, nu o să vă vină să credeți ce am să vă spun acum. A apărut mare, mare descoperire. Văutura care înlocuiește toate mesele. Adio mâncare! Gata cu timpul pierdut dimineața pentru prepararea micului dejun. Un simplu shake te hrănește fără să consumi mâncare. Băutura magică e plină de vitamine și minerale inventată de un programator american din Atlanta. Licoarea poate înlocui toate mesele din timpul zilei. Bogată în substanțe nutriente, vitamine și minerale, shake-ul solient e recomandat celor pentru care gătitul a devenit o povară. Chiar dacă preparatul a fost preferat de cei cu probleme dentare sau de cei care au foarte puțin timp, el conține 2000 de calorii, adică necesarul zilnic al unui adult. Ideea de a crea această băutură a venit lui Rob Reinhardt, 25 de ani. Copil de ștept. La 25 de ani ce a inventat. Într-o perioadă când avea foarte mult de muncă și bani puțini. Sub băutura care seamănă cu un mix de clătite conține aproape 40 de prafuri și substanțe. Cocktailul înlocuiește cu succes mâncarea și ajută la menținerea siluetei pentru că singura grăsime folosită e uleiul de măsline. Yes! Îmi place uleiul de măsline! Băutura inventată de rob costă doar 2 dolari, circa 7 lei și are foarte multe avantaje mai puțin bani pe cumpărături și facturi la apă, curent și gaze, uh, scrie uh, clicul de azi. E o descoperire revoluționară, dar eu aș spune că e o redescoperire. De ce? Am fost uh, pasionat și mai sunt și acum de cosmonauți, de astronauți și astfel, am aflat că ei consumă absolut tot din tuburi. E exact ca tubul de pastă de dinți. Îl pune în gură și strânge, am pentru că altfel, până și apa, nu, în spațiu, fiind în stare de imponderabilitate, când vrei să o bei, îți fuge pe lângă gură. Ba chiar mai mult, dacă o să căutați, găsiți pe YouTube filmări din spațiu. Și apa ia o formă sferică, e o bulă imensă. E dacă ți-e sete, o prins, dar nu prea o prins, pentru că tu cum te deplasezi, se deplasează și ea. De aceea, totul se consumă din tuburi, dragi telespectator. totul este substanță, doar n-ați crezut că stă, bă, da, cum se numea, Neil Armstrong, stă în spațiu, în capsula Apollo și servește un grătar cu cartof, cu garnitură, cu... <laughs> Ar fi un dezastru să servească un cartof cu bă, garnitură. De ce? Păi grătarul i-ar fugi într-o parte, cartofii în altă, varza ar fi plină, cabina, capsula spațială cu varză, cu filicele de varză și... Nu știu ce, ce s-ar face, ar fi disperat. S-ar mânji și hublourile, da? Prin care ei fotografiază pământul. Așa că e de fapt o reinventare. O aplicație civilă a unei invenții de la NASA, pentru că de obicei tot tot, 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 tot ce se inventează se caută prima dată aplicarea în sfera uh, militară. Și banalul telefonul nostru de toate zilele a fost prima dată aplicație militară. Armate americane cu GSM-ul, cu Motorola, cu toate alea, alea. Ironia sorții, Motorola între timp a intrat într-un condă umbră și cei mai tari sunt uh, sudcorenii, da? Așa că nu e ceva nou. Așteptam lucrul ăsta. Bineînțeles, e surprinzător că invenția vine din partea unui băiat de 25 de ani, dar ne scutește atunci când suntem pe fugă și n-ai timp să te oprești să, să mănânci. Uh, și câteodată alergăm de nebuni toată ziua. Și a pus să mănânce abia după masă sau spre seară. Asta este o invenție extraordinară, nu? Bun. Cât de mare poate fi foamea, dragi telespectatori? Hm? Aveți idee câtă, cât, câtă foame există în România? Nu doar la nivelul down jos. să spunem așa, în popor, ci și între elite, și între intelectuali, și între anumite categorii. Nu o să vă vină să credeți că foamea este atât de mare. Trei medici au fost trimiși în judecată pentru că au luat mită de la peste 300 de pacienți. Procurorii cer confiscarea unui milion de euro. Foame mare! Trei medici din Cara Severin, printre care se află și Sebastian Telbis, șeful serviciului de evaluări medicale din cadrul Casei de Pensii Cara Severin. Au fost trimiși în judecată pentru că au luat mită de la peste 300 de pacienți, cărora le-au eliberat ilegal decizii de pensionare pentru grad de invaliditate. E, uh, au căzut singuri în groapa pe care au săpat-o. De ce? Pentru că, uh, ce se întâmplă? Toate aceste date se centralizează. Ori la un moment dat, cuiva din Ministerul Sănătății de la București, I s-a părut cam hopa, bă, dar sunt cam mulți invalizi acolo la Cara Severin, față de județele învecinate, unde avem 50, 100 de pensionari pe caz de invaliditate. Ia uite cât sunt la Cara Severin. Ceva? Miroase. The smell. A simțit the știți? Mirosul. Și atunci să face o comisie care poate veni cu tam-tam, cu hau hau bau bau sau poate veni în silence, în tăcere, incognito. Și vorba veche românească sună cam așa, nu-i făcută neștiută. I-au capsat, dar de ăștia nu pare rău. Un milion de euro. Păi vă dați seama cu cât a fost uh, păgubit statul dacă dumnealor și-au tras o șpagă de genul. Dar poate e mai mult, nu? Mm? Ăștia 300 de ei să știe. Dacă sunt de care nu să știe. Așa. Potrivit unui comunicat al parchetului general, Sebastian Telvis este acuzat de săvârșirea 291 de infracțiuni de luare de mită. Poate ăsta ar trebui trecut în cartea recordurilor. Mită în formă continuă, mi se pare, nu? Luare de mită în formă continuă, organizată. Asta deja e uh, uh, grea. Păi, omul ăsta nu-l văd bine. Nu-l mai scoate niciun avocat din România, vă garantez. Ioan Dorel Ungur, de 8 infracțiuni de luări de mită, iar Octavian Ioan Cenda, de 4 infracțiuni de luări de mită. E foarte cald la noi înăuntru, dragi telespectatori, nu știu, trebuie să-mi fac rost de un ventilator, pentru că altfel am să-mi fac limba cravată. E foarte cald. De remarcat faptul că procurorii solicită instanței confiscarea extinsă de la Sebastian Telbis a unor sume de bani și imobile în valoare de aproximativ un milion de euro. Anchetatorii susțin că Sebastian Telbis, medic expert al asigurărilor sociale, angajat al serviciului de evaluări medicale din cadrul casei de pensii Cara Severin, Ioan Dorelungur, medic al biroului de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă din cadrul casei județene de pensii Cara Severin, zona Caransebeș și Octavian Cenda, medic expert al asigurărilor sociale, angajat al biroului de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă din cadrul casei de județene de pensii care severin zona Orabița, Moldova nouă Bozovici au primit sume de bani și alte foloase materiale de la diversi pacienți care s-au prezentat la cabinete pentru expertizarea capacității de muncă. În vederea obținerii sau după caz prelungirii deciziei de pensionare pentru grad de invaliditate pentru a le elibera, decizii medicale privind pierderea sau diminuarea capacității de muncă, respectiv de atestare oficială a gradului de invaliditate a drepturilor de asigurări sociale ce decur din această încadrare, activități specifice atribuțiilor de serviciu ale acestora. Uh, da, mi-a șoptit o păsărea că în urmă cu câțiva anișori, un uh, renumit medic, da, care se dă porumbelul păcii paci prin zonă, tot sare într-un picior și apare unde nu te aștepți să bagă în față, lua bănuți frumoș uh, de la poliția de frontieră ca să le dea vizele medicale anuale. Da? Bun. Se știe, se știe cine este. Da, pentru că eu n-am uh, probe, n-am, nu pot să-i să dau numele, dar niște martori în cazul în care chiar îl interesează pe lui, aș putea avea. <laughs> niște martori există. Așa. Dragi telespectatori, să vedem cum stăm la capitolul vreme. Avem prognozată furtună pe azi, o maximă de 26 de grade Celsius, 14 grade Celsius minima, șanse de precipitații 40%, posibil furtună, așa, e, posibil ploaie, 24 de grade Celsius pe mâine, maxima 12 grade minima, 30% șanse de precipitații. Joi, de asemenea, ploaie, e, 23 de grade Celsius, maxima 12 grade minima, 70% șanse de precipitații. Pe vineri cer parțial noros, 23 de grade Celsius, maxima 12 grade, minima 20% șanse de precipitații. Da, vineri e prima zi din această săptămână în care soarele ni se va arăta. Eu mă bucur foarte mult de acest lucru. De ce? Pe vineri, pe vineri, după Zob și după ultima trupă care când începe parada DJ-ilor de DJ Parade 2014. Uh, vor participa, de unde știu, pă? știu că i-au strâns echipa. Uh, vor participa cei mai uh, renumiți dj din satul Mare, uh, DJ Pepe, DJ Levitius, uh, DJ Adi Lenghel de la Famous, DJ Rico de la Score și Tata Gabi. Uh, va fi nebunie, garantez. <laughs> Adică îi cunosc pe toți, sunt foarte buni fiecare și ideea e că știu ce fac față de alții. Nu, că anul trecut ne-am trezit cu unul care a zis că el a cântat în Italia, el a făcut nu știu ce, nu știu cum, n-a fost în stare să-mi arate nici măcar o fotografie, să-mi dea un site, nimic, 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 nimic. Dar el vrea să ăsta. Întâmplător l-a combinat pe, pe domnul Geo, patronul clubului Bora Bora, post Deja Vu, să-l invite. L-a invitat și când a ajuns la DJPP, a crezut că CD player sunt consolă. Aha, vezi de treabă. CD player înseamnă the next level. In, the, in this motion. Așa. Și l-a întrebat... Aha, da, da, unde spastea butonul sync? la <laughs> apucat râsul pe PP. Adică, unele console, ca să ajute și DJ-ul prost, au butonul sync. Apeși butonul sync într-o parte, apeși în celălalt, ce înseamnă sync? Sincronizare. Și îți aranjează melodiile și atunci tu nu mai trebuie să asculți, să potrivești beat BPM-ul, tot, că îți face treaba singură. Și băiatul ăla, săracul, a crezut că pe profesionale Pioneer există butonul sync. Nu, nu există. Tocmai pentru a-ți da ție, mare DJ, posibilitatea să-ți demonstrezi talentul nu să te zbați ca de mentu. <gângă> Și atunci, <gângă> ăla s-a împiedicat săracul băiat, care credea că fraierește un săn mare întreg, și le-a mixat aiurea varză după 10 minute, Geo a zis, patronul, bă băiatul, ia dă tu jos de acolo, că n-ai nicio treabă cu muzica. <gângă> da, cu ăla ne-am ne, -am, ne -am <gângă> confruntat anul trecut ca vrut și el în echipă. Au fost DJ-i foarte buni care au rămas pe din afară. De ce? Pentru că echipa are maximum 5 oameni. Și din 2007 încoace, tata Gabi se ocupă de, de, ei și știu cam ce poate fiecare. Așa că, sorry, va fi show de show, îmi pare foarte rău de cei care au rămas pe din afară, dar asta este, nu pot să, să ai chiar totul. Iar unii au vrut să sară postă niște etape. Băieții ăștia toți au peste, wow, Adi cel mai proaspăt, are vreo 7-8 ani de meserie. Restul tot s-au păstă 10-15 ani în spate. Experiență. Nu, nu să ia care se pierd printre butoane. Da? Că sunt sigur că ați întâlnit și de care s-au pierdut printre butoane, habar n-aveau ce fac acolo și s-ascundeau după, după ecranul laptopului sau a calculatorului. Da? După monitor s-ascundeau. Așa. Dragi telespectatori, să... Vedem cine s-a născut pe 27 mai 1923. Henry Kissinger, diplomat american, laureat al Premiului Nobel. Da, dumnealui e unul dintre cei despre care se spune că conduce lumea din grupul acela de la, cum îi spune, Bildenberg, ceva de genul. Grupul celor 100 care conduc lumea. Da, a fost secretar de stat, unul dintre cei mai renumiți din lume, al administrației americane în timpul lui Richard Nixon, în timpul lui Gerard Ford, a jucat un rol cheie în diplomația mondială între 1969 și 1977. În 73 a fost acordat alături de generalul uh, vietnamez Le Duc Tho, premiul Nobel pentru pace, pentru contribuția sa decisivă la încetarea devastatorului conflict din Vietnam. Da, acolo ăla n-a fost uh, conflict, acolo n-a fost uh, război, acolo a fost măcel crâncen. Da, uh, știu, generația mea a crescut cu filmele astea, cu Sylvester Stallone, cu Rambo. Dar n-a prea fost cum, cum uh, și-a imaginat scenaristul ăla din Rambo. <gâng> nu, americanii au luat-o pe cocoșă la modul cel mai serios acolo. De ce? Pentru că vietnamezii își cunoșteau foarte bine uh, teritoriul. Și știți ce zicea Mircea cel bătrân uh, în scrisoarea a treia de Mihai Eminescu, nu? Că mie, râul, ramul, așa, toate, prieteni de, și așa mai departe, dușmănit vei fi de toate, fără a prinde chiar de, vest, de veste. Hmm. Americanii nu știau prea bine zona, uh, vietnamezii erau la, la ei acasă, ori se știe foarte bine, uh, la tine acasă ești cel mai tare întotdeauna. 1928, Constantin Ticu Dumitrescu, politician român decedat în 2008, 1934, Harlan Ellison, scritor american, 1948, Daniel Ionescu, politician român, 1965, Grațiela Iordache, politician român, 1974, Medea Marinescu, actriță româncă. Da, să facem și revista presei dragi telespectatori, că mai avem puțin timp, începem acum și o să continuăm după pauza publicitară. Avem amândouă cotidienele locale, atât Gazeta de Norveți cât și Informația Zilei. Ovidiu Silaghi, noul deputat în Colegiul 2, titrează Gazeta de Nord-Vest. PSD, marele câștigător în județul Satul Mare. Copiii între 2 și 18 ani vor fi consultați prezidentiv o dată pe an. Situația votului politic pe localități în județul Satul Mare. Editorialul e semnat de domnul Voicu Derusu. Se intitulează Concluzii post-europarlamentare. Scrutin prezența la europarlamentare a fost de 33,32% în județ. Doma prinde un loc în elită. Așa. Biroul permanent național al PNL a decis dizolvarea PNL-Satul Mare. Organizația județeană și organizația municipală Satul Mare a PNL au fost dizolvate. Controversă. Decizia biroului permanent național al PNL este contestată dur de Călim Popescu-Tăricianu. Nu vreau să comentez, am foarte mulți prieteni în, în PNL și consider că E mai bine să-i lăsăm să-și rezolve dumnealor problemele, și abia după ce vom avea un uh, tablou complet, un peisaj în regulă, asupra lucrurilor care s-au desfășurat și se mai desfășoară în zona respectivă, că și Crin și-a dat demisia, dar tot el conduce. Deci a plecat, dar nu s-a dus. Știți? Da. Uh, nu vreau să comentez deocamdată până momentul în care nu voi trage o concluzie finală. Așa. În alianță cu UNPR și PC, PSD, marele câștigător în județul statul mare, Socialdemocrația, au învins în mod clar în colegiul 2, iar la nivel județean au obținut cu 7,86 mai multe voturi față de alegerile parlamentare din 2009. Victorie clară în colegiul 2, PSD, singurul partid pe creștere în Sădmar, detașat la nivel național. Păi nu mă mir pentru că adevărul e că au muncit foarte mult. Am văzut ce se întâmplă acolo. Pentru domnul Mircea Govor n-a mai existat program de lucru, a fost zi lumină. Pentru domnul Doru Coica la fel. Deci am văzut că s-au mobilizat cu toții. Da, concept caritabil Health Maranda la satul mare. Sunteți invitați cu toții, dragi telespectatori. Astăzi, Norve TV și Gazeta de Nord-Vest, în colaborare cu Organizația Județeană de Femei Socialdemocrate din satul mare și Filarmonica din Ulipati, organizează în această seară, seară, începând cu ora 17, un spectacol umanitar dedicat Marandei Milu Nemeti, Smaranda a fost diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer pulmonar, maladie, care a schimbat radical optica și modul de viață. După două luni petrecute prin spitalele românești, a fost diagnosticată cu carcinom bronhopulmonar ALK. K pozitiv, adică cancer la plămâni, mutație genetică foarte rară, ALK. Din fericire, pentru această mutație există și un medicament citostatic cu acțiune locală care acționează asupra acestor celule canceroase mutante, cu posibilitatea de remisie totală. Medicamentul se numește Crisotonib 250 de miligrame, tratamentul lunar costând aproximativ 7000 de euro. Wow! O sumă colosală! În programul spectacolului vor evolua formațiile XXL și Synergy, dar și alți interpreți, capul de afiș și fiind susținut de îndrăgitul cântăresc de muzică populară Petrica Mureșan. Partitura spectacolului este semnată de Valeriu Ioan, iar Rodica, Maxi și DJ Gabi se numără printre realizatori. Da, m-am implicat în acest proiect, adică eu am fost cel care l-am sunat, inclusiv pe Petrică Mureșan și l-am rugat să, să vină să... Să cânte pentru că asta este. Trebuie să ajutăm pe, pe această uh, fetiță. Are și ea dreptul la o șansă la viață. Ori noi, dacă putem să ajutăm, n-am n făcut niciodată pas în spate. Întotdeauna când am fost solicitat pentru cauze uh, nobile, pentru cauze disperate, am fost acolo. Ca să înțelegeți și dumneavoastră, uh, prestația noastră este total gratuită. Așa cum a fost în nenumărate rânduri, că am zis, domnule, <coughs> am ajuns la un moment dat în decembrie uh, că am făcut doar show caritabile, 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 caritabile. Ori la un astfel de show mă duc cu apa cumpărată de acasă, că nici măcar n-am curaj să cer un pahar de apă, că poate n-au săracii, că le trebuie banii. Strâng, strâng. Da? Uh, chiar am zis că mai fac vreo două, trei show-uri caritabile de-astea și o să am nevoie să facă cineva pentru mine un show caritabil. Să-l ajutăm pe Gabi că e lihnit de foame și sărac lipit pământului. <gântu -i> nu, glumeam. <gântu -i> Mulțumesc lui Dumnezeu. Ne descurcăm cumva în condițiile astea grele de criză. Dragi telespectatori, luăm acum pauză publicitară, videoclip, știri, toate acelea și ne întoarcem. O dată, bună dimineața, dragi telespectatori, ne-au parvenit niște știri de ultimă oră. Iată, criza din Ucraina se agravează. Atac al separatiștilor pro-ruși asupra aeroportului din Donetsk. Aeroportul din Donetsk, din estul Ucrainei, a fost închis după un atac al separatiștilor pro -ruși. a anunțat un purtător de cuvânt al aeroportului. O explozie și tiruri sporadice se auzeau... Luni după amiază în apropiere de aeroportul din Donetsk, locuitorii orașului Donetsk au fost sfătuiți să nu iasă din casă după declanșarea unor lupte între trupele ucrainene și separatiști proruși soldate cu victime în rândul civililor. Primarul orașului Donetsk în estul Ucrainei i-a sfătuit lui pe locuitori să nu iasă din casă după declanșarea unor lupte între trupele ucrainene și separatiștii proruși soldate cu victime. Supravegheați-vă copiii, încercați să ieșiți din casă doar pentru situații de urgență, a declarat primarul Alexandr Luchiachenko, citat într-un comunicat publicat pe site-ul primăriei. Evitați să vă deplasați în zona aeroportului și dacă este posibil în cea a gării feroviare. A continuat el. Sigur, unii dintre dumneavoastră se întreabă de ce atacă aeroportul. Păi cap de pod, să aibă unde ateriza. Trupele rusești aeropurtate se știe că au printre cei mai buni parașutiști din lume, de fapt, trupele spetnați fac față oriunde. Sunt instruiți parașutism, alpinism, știu să conducă un avion, de asemenea sunt foarte buni și în notători, fac față și la Marina Militară. Sunt ăia care se pricep la toate, dar în primul rând la chilărit. Sunt prădători prin excelență. Da. Uh, povești foarte interesante, nu o să vă vină să credeți, dragi telespectatori. Uh, Aflăm despre unul din cei mai îndrăgiți actori ai noii generații, descoperit cu, cu ocazia show-ului România au talent. E vorba de Pavel Bartos, care s-a făcut simpatia number one a milioane de gospodine din această țară, care freamătă și tremură când îl văd pe Pavel Bartos. E, e figură mare, într-adevăr. E un maestru al improvizației și spontaneității. Da, exclusiv. Pavel Bartos, cam greu cu patru femei în casă. Ah, nu trebuie să-mi spună. Și eu am trei. <laughs> Actorul și-a scos petele și soția la cumpărături, cară ca hamalul și înfulecă pe stradă. Pe dacă era foame omului. Deocamdată n-a apărut nicio lege în România că nu e voie să mănânci pe stradă nu? Ar dispărea toți ăștia cu tarabele, cu hot cu hamburger, cu toate alea. Cu șaorma la mână, nu? <sus> și, cu, și cu maioneza pe cămașă. <sus> este un om împlinit pe toate planurile, mai cu seamă în cel personal. La jumătatea lunii aprilie, Pavel Bartos, în vârstă de 39 de ani, a devenit tată de fată a treia oare. Soția lui Anca, în vârstă de 36 de ani, aducând pe lume o fetiță pe care o vor boteza Sofia. Uh, știți, uh, acum se întoarce foaia E exact ca negativul E o poveste românească Clasică Varianta modernă su sună cam așa Socrul cu trei gineri mm? Nu? E povestea aia, cu socrul cu trei norori <laughs> Bartosz va fi Socrul cu trei gineri Nu? Actorul mai are două fete Eva de 10 ani și Rita de 6 ani Așa că uh, experiența la acest capitol A strâns suficient cât să învețe și pe Smiley în caz că acesta vrea să devină tată. Fotoreporterii Click au surprins în exclusivitate primele imagini cu bebelușa simpaticului actor. Zilele trecute, Bartos a luat fetele și a mers la cumpărături într-un magazin din zona Băneasa. E, și știți cum este? Ca tată. Eu nu pot să refuz copiii. Dacă le dau ultimul band în buzunar, nu mă interesează. Eu nu pot să refuz copiii. Dacă spun tata vreau asta, o, nu știu, o prăjitură, când ne aflăm la primare când ieșim la cumpărături, nu pot să spun nu niciodată. Chiar dacă rămân eu fără un leu și mă scarpin în cap că salariul e mâine sau poimine știți, dar nu contează. Ultimul leu din buzunar nu există. Sau să mă gândesc că n are tata, nu există în are tata. Acesta a profitat de faptul că soția era ocupată cu un nou născutul. A făcut un pic vânt de vânt căruciorului, apoi am fulecat cu poftă dintr-un hot dog de parcă ar fi venit sfârșitul lumii. Din două guri l-a terminat. A fost plământare, dacă e un hot dog totul. Din două guri. Hați! După aceea a încărcat bagajele mașina, a lăsat geamurile deschise pentru a se răcori soția și a tras și ea un pic sufletul. La umbră, cu micuța în brațe, du și după câteva minute s-au îmbarcat și au plecat spre casă. A, mie îmi place. E foarte spontan, improvizează și în funcție de, de concurenții care evoluau pe scenă și el făcea mișcarea, îi imita câteodată, altădată inventa altceva asemănător, da, foarte tare. Iată o veste din Germania, dragi telespectatori, sunt total de acord cu această măsură. Expulzarea străinilor care abuzează de ajutoarele sociale. Imigranții vinovați de abuz în sistemul social german ar putea fi expulzați pentru o perioadă de până la 5 ani. Aoleu, se va murdări România la loc. Am zis că acum dacă au plecat toți românii ăștia care creau probleme infractorii, că a scăzut infracționalitatea în România în special agresiunile cu violență, da? Au scăzut. De ce? România a devenit albă ca zăpada sau harap alb, cum doriți să o luați. De ce? Pentru că ciorditorii, infractorii, interlopii, uh, în afară de românii care au mers să muncească cinstit în Europa sau la studii, s-au dus ăștia. Pleava, scursurile. Uh, cum să le spui? Oh, nu vreau să folosesc termeni prea duri de bună dimineață. Dar s-au dus ăștia care ne fac de râs și de groază și care ci că aduc mari de servicii țării noastre, prin conduita lor. În primul rând, nu poți să ceri unui agramat să fie respectos. Că e un de capul lui, e abrutizat, e vai de mama lui, s-au dus lumpenii cum s-ar spune, da? S-au dus ăștia care știu o treabă, șmecheria, buzunarul, bancomatul, portofelul, hoția, astea sunt la ei uh, joburile preferate, muncile preferate. Astea sunt. Și ăștia ne fac de groază. De aceea chiar mi-a plăcut sloganul, dintre toate sloganurile din campania electorală, mi-a plăcut mândri că suntem români. Da. Eu, personal, la început eram... A, a, iară facă, ăștia, acum nu. Acum spun, dom'le, ori fi români, dar nu mă identific cu ei. Nu sunt de mei. Așa că eu, pe felia mea și pe ceea ce fac și... A, ca mine, milioane de români care muncesc și sunt cinstiți și corecți. Noi trebuie să fim mândri că suntem români. Și chiar le-am... Am fost rugat să le spun câteva cuvinte copiilor din școala generală Mircea Eliade la clubul de presă când m-a invitat colaboratorul meu, Valeriu Ioan, și le-am spus să învățați, o să creșteți, o să ajungeți la facultate, o să vă continua studiile unii în țară, alții în străinătate. Nici o clipă să nu plecați capul în fața lor, dar nici o clipă. Că nu sunt cu două grame mai inteligenți decât voi, străinii. Din contră, să fiți mândri că sunteți români și dacă vreți vă dau și exemple. Românul se descurcă în orice împrejurare. Ce se întâmplă, vă întreb pe voi copile am spus, când se arde un bec la voi acasă. Păi ridica nu știu câți mâna, păi vine tata cu altul și îl schimbă. E, vedeți? Neamțul cheamă electricianul că e frică să nu se curenteze. Și dă bani să-i schimbe becul. E, ce se întâmplă când... Uh, e o mică problemă la mașină. așa e că tatăl vostru o repară în fața blocului? Da. <laughs> Francezul se duce cu ea la servici și stă la rând sau își face programare românul să descurcă în orice împrejurare, dragi telespectatori, pentru că nevoia te învață. Ori noi avem o, o, abilitate din naștere, așa nativă, o înclinație de a cerceta totul și a deprinde unele lucruri de care alții, wow, dar cum să schimb eu becul dacă mă curentez? Ha, mă, fi serios, da? Uh, să vă spun doar atât. Ăsta alt. Uh... Colegul nostru Cristi Duda se duce în Ungaria, frecvent, la cumpărături, nu știu o babă ungurește și îmi spunea mie în glob, bă, eu știu ungurește, trebuie numai să areți cu mâna și știți ce bine vorbe. Se descurcă. Deci asta voiam să, să, să vă spun, românii n-au nevoie de translator, nicăieri în lume. Românii se descurcă. Uh, au fost și alte slogane care mie nu mi-au sunat nici cum. De exemplu... <coughs> ridicăm România. Unde să o ridici, nene? e la pământ. Serios, mai, mai poate să o ridice cineva. <laughs> și, și, eu am citit basmele lui Petre Ispirescu, dar nu sunt așa cum le-au văzut dumnealor. Părerea mea a fost un slogan prost inspirat, așa. Uh, puteau să, să găsească altceva. Uh, Mi-a plăcut un băiat foarte mult în campania electorală. Mihai Huzău. Am înțeles că n am mai a uh, fost uh, implicat în politică, e nou, a vrut să facă treabă, dar, din nou, a, a, -a ales un slogan greșit: cu alege ceva dulce și ținea o ciocolată cu lapte în mână. Era foarte ok dacă era o domnișoară, dulce, o fată candidată, o domnișoară, o doamnă, da, dulce. Dar cum să fie un bărbat dulce? Un bărbat e condimentat, e înfipt, piperat. Uh, pe picioarele lui. Dumnealui a vrut să spună altceva, că scârbi de toată bălăcărea la asta balcanică, ce există în politica românească, în marazmul ăsta, în mocilă. Dumnealui a vrut să facă o campanie curată. Foarte bine. Am înțeles că e neprihănit, nevinovat, a fost unul dintre candidații fără bube în cap, dar mi s-a părut puțin idealist sloganul, așa, prea multă fericire, a alege ceva dulce. Dar au fost sloganuri și sloganuri, fiecare și-a ales, nu? Dar cel mai mult m-a atins la corda sensibilă asta, cu mândri că suntem români, pentru că eu am fost în toată Europa și i-am cam văzut. I-am cam văzut și pai noștri, dacă vă spun că în, berga Bergamo mă dau jos cu fratele meu din, din mașină într-o parcare să vizităm cita alta, cetatea aia frumoasă lor. Cei care au fost la Bergamo știți despre ce vorbesc. Așa? Și lângă noi trage unul nene cu un jeep dă la mare XXR și suna salam și guță în el de mama focului. Și am zis, ia uite mă românii, hai să-i salutăm. mi am fost și dor sau aud românește, să nu știu ce. La care fratele meu a zis, Că te ia în brațe, te pupă pe amândoi și te lasă fără portofel cu mâna cealaltă. Nu, lasă, nu, zice eu, efectiv, vreau să vorbesc românește, mă întâlnesc cu cercul meu de prieteni, dar niciodată nu abordez români străini. Am rămas puțin așa, descumpărit. Cum adică mai român și să nu vorbesc cu el? Nu, nu, pentru că e riscant, da? Din păcate, mă doare să vă spun asta, dar asta este situația. Bun, dragi telespectatori, L-am rugat pe Florin Cățoiu să pregătească, da, câteva fotografii cu dj deocamdată. Eu n-am niciuna la mine, așa că cu mine nu v-am putut arăta, da, mă vedeți. <gânghe> așa, dumnealui este Adrian Lengel, e cu un colaborator de-a lui în clubul Famous. Adi Lenghel l-a încoptat anul acesta în echipă. Uh... Pentru că nu poate să vină DJ Soso, nu poate să vină DJ Cătăboi, membrii vechi ai echipei. Dar aici este Adi Lenghel cu uh, renumitul DJ Optic și cu asociatul lui. Uh, DJ Levitius, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai mei, cel mai uh, mare specialist în uh, melodiile maghiare. Da, aici sunt la botezul micuțului Hank, fiul lui DJ Levitius, de care este foarte mândru. E un tată model. Ia uitați-vă la el, cum își ține juriorul în brațe. L-a dus cu el deja și la radio. Ce să mai... să, mai, să vă mai povestesc. Da, aici este Levitius cu ala cu șapca albă Probabil telespectatorii noștri maghiari îl cunosc. Să vă spun doar atât. Neci, 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 ai ne. ne. uh, E bun eu șpiciu din Ungaria, <laughs> un, uh, un drăgit interpret al muzicii Gen Mulatoș, fost uh, un boxer profesionist, antrenor de box momentan. Da, și foarte apreciat în Ungaria, atât pe plan muzical, cât și pe plan profesional, pentru că e unul dintre cei mai buni antrenori de box din Ungaria. Așa. Aici îl avem deja, recunoașteți după branduri, după mână, așa că trage la sală zilnic pe DJ Pepe, cel mai bun elev al meu, un DJ foarte... Aici se putea să nu se încoarde Pepe, ia uitați-vă ce are canucile de cocos, da? Uh, un uh, DJ de care sunt mândru a ajuns la performanță muncind din greu. E alături de mine din 97. Ha? Are câțiva ani experiență și pepe. Și a trecut prin câteva cluburi și el. Da? Aici, din nou, pepe, dar are o șapcă în cap, de aceea nu să se vede tot capul. Și la fel, uh, puteți uh, observa. Bicep și cu care se mândrește, nu? Care și pectorarie, e bine. Cât e de bun la sală, atât e de bun și la muzică, mixează foarte bine, are un stil deosebit, pe care și l-a desprins puțin din stilul meu, pentru că până la, la, o limită mergi după, după învățământul maestrului. De acolo încerci să personalizezi stilul. Iar aici îl avem pe DJ Rico de la Scor, un alt băiat extraordinar, foarte talentat, foarte bun și încă un lucru pe care îl apreciez la toți băieții aceștia, la, la DJ-ii e modestia. Nu sunt de care să se bată cu cărămida în piept. O ideea e că am tras până la urmă concluzia că, da, câteodată trebuie să, să te mai laud și tu, că altfel nu te laudă nimeni, da? Ei au fost niște băieți care au lăsat pe alții să-i laude. Ori să știți că și în lumea asta DJ-ilor există o râcă extraordinară, da, Rico zâmbește cânta, există o râcă, o invidie extraordinară, eu am depus eforturi deosebite ca să-i strâng pe toți la un loc, prima dată am reușit să-i strâng, de ce? Pentru că există orgolii personale, există unele invidii, există unele remarci acide, e greu. Am reușit să-i strâng pe toți prima dată la un loc. În 2003, la deschiderea strandului. am făcut un grand opening party. Un party al DJ-ilor Sădmăreni. Da, dintre cei pe care i-ați văzut acum aici, singurul prezent atunci acolo e DJ Levițius. Cum vă spuneam, unul dintre cei mai vechi. Levi e unul dintre cei mai vechi dj din statul mare și un foarte bun prieten al meu. Vă dați seama dacă am fost și la botezul fiului său. Și... Cel mai greu lucru a fost să-i să, să, să strâng, să reușesc să-i pun pe toți la o masă. Să facem un program, un plan de acțiune, a fost foarte greu. Pentru că ăla nu-l suporta pe ăla, nu voia să stea cu ăsta la masă, ăla la nu știu ce, nu știu cum. Și până la urmă a spus, băi, o renunțați la, la figurile astea la aburi și dați mâna, facem pace, evoluăm toți, ori am să renunț la voi și eu alții, dar extraordinar, care se pot înțelege, pentru că erau... La un moment dat, mai răi ca babele, știți? <laughs> și... <clears throat> Mi-au recunoscut autoritatea morală și au spus, Gabi, pentru tine. Dar numai pentru tine fac asta. O să tac, nu o să scot nimic, nu îi zic nimic, dau mâna cu el. Dar să n-ai pretenții să vorbesc cu el mai multe. E, pe parcurs s-au mai dezghețat apele, sau mai încălzit relațiile. Am reușit să-i fac să se salute și pe stradă când se întâlnesc. Dar a fost foarte mare mâncătoria la un moment dat. Ei, acum echipa actuală e chiar ok, n-au probleme. I-am și întrebat dinainte, ai vreo problemă cu unul dintre membrii echipei? Nu, 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 nu. Deși unii dintre ei sunt concurență, dar au optat cu toții pentru o concurență loială. Pentru un team Știți, întotdeauna, dacă există vreo, vreo verigă slabă, o elimin. Pentru că unul singur, dacă merge rău, îți trage jos o echipă întreagă. cei care muncesc în echipă știu lucrul acesta foarte bine. Ei, am reușit de am făcut să, să dea mâna. Actualmente, băieții pe care i-ați văzut sunt chiar amici, sunt înțeleg bine, sunt fair play unii cu alții și au conștientizat că e vorba de a ne uni. Pentru că erau foarte dezbinați până în urmă cu câțiva ani Când am reușit să creez acest concept de DJ Parade uh, Nu mi-a fost ușor Și eu am lăsat din uh, ale mele Și sunt, cum s-ar spune, în uh, relații foarte bune cu toți Inclusiv cu unii care în trecut m-au făcut praf Eram tot, 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 tot uh, salivă pe spate ca să, acum ați înțeles ce vreau să spun, da? Am reușit să-i să pun la aceeași masă și să-i fac să înțeleagă pe mulți dintre ei că împreună suntem mai puternici. Da? Uh, nu contest faptul că sunt cei mai talentați din satul mare. Am reușit să-i strâng pe cei mai buni. Au vrut și alții, dar am zis, băieți, mai aveți de învățat. Eu cam știu ce, tot, 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 tot ce mișcă în sat mare. Știu care sunt buni, care sunt nebuni. <laughs> da. Dragi telespectatori, <clears throat> o altă poveste frumoasă, nu o să vă vină să credeți. Justin Bieber a făcut cea mai. o donație extraordinară. A donat o sumă colosală la o gală de caritate. Pentru asta am să respect tot restul vieții mele. Foarte rar găsește oameni care să scoată banii din buzunar așa. Cântărețul canadian Justin Bieber a donat 545.000 de dolari la gala organizată pe 22 mai la Cannes de Amfară, o fundație americană care luptă împotriva SIDA, unde s-au strâns 35 de milioane de dolari. Asta da gala. Cântărețul în vârstă de 20 de ani care încearcă să fie o persoană mai bună după mai multe probleme pe care le-a avut în ultimele luni cu legea, a șocat o parte din oaspeții galei printre care s-au numărat Leonardo DiCaprio când a făcut această donație, informează contactmusic.com. O sursă a declarat pentru site-ul TMZ că vedeta a uimit mulțimea de staruri între care se aflau și Heidi Klum, John Travolta și Sharon Stone atunci când el și-a luat angajamentul de a dona mai mult de jumătate de milion de dolari. Organizatorii l-au întrebat pe acesta dacă este serios în ceea ce privește suma atât de mare pe care vrea să o doneze. Starul canadian răspunzând încet că da și că și-a dorit să facă ceva bun. Justin, ai nota 10. Sharon Stone, John Travolta, Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard și Carla Bruni Sarkozy au fost comisari de licitație pe 22 mai la gala organizată la Cannes de Amfar, o fundație americană care luptă împotriva SIDA, unde au strâns 35 de milioane de dolari în scopuri caritabile, stabilind un nou record. Cel mai mare eveniment de caritate din Europa, 21 gală cinema contra SIDA, organizată de Amfar, fundație înființată de către Elizabeth Taylor, a reunit la hotelul Eden Rock din Cap Antibes peste 900 de invitați, celebrități, artiști de renume mondial și reprezentanța industriei de divertisment, printre care s-au aflat Jane Fonda, Kylie Minogue, câțiva din membrii jurului din acest an de la Cannes, uh, Sofia Coppola, uh, Carol Bouquet, Gael Garcia Bernal și Jenk Champion, dar și o pleiadă de top modele precum Eva Herzigova și Heidi Klum. Justin Bieber a copilărit în orașul uh, Stratford din provincia canadiană Ontario, dar în prezent locuiește în Statele Unite ale Americii. Artistul canadian a câștigat patru American Music Awards în 2010. Albumul său de debut, intitulat My World 2.0, S-a vândut în aproape 2 milioane de exemplare numai în Statele Unite ale Americii. Bieber s-a situat pe locul a treilea în topul celor mai influente persoane realizat de revista Forbes în anul 2012. Dumnezeu să-i dea sănătate, că s-a gândit și la cei săraci și iată vrea să-i ajute, pentru că de obicei oamenii care suferă de, de astfel de boli nu mai au de mult bani. Iau că cam terminat pe tratamente. E dureros, dar nu au bani și mor cu zile. Bun, dragi telespectatori, am aflat de ucraineni, am aflat de Pavel Bartos, am aflat de DJ-i sădmăreni care vor evolua vineri seara de la ora 0 în piața 25 octombrie. V-am și arătat și vă așteptăm pe toți acolo. Va fi un show de neuitat. V-am spus și si de Justin Bieber. Acum să vă spun și si de publicitate. Revenim cu invitatul zilei. dimineața, vă spunem încă o dată, dragi telespectatori, bună dimineața, îi spunem și invitatului nostru, binecunoscutul antrenor Tudor Barbul. Bună dimineața, bine ați venit la ceaiul de dimineață. Bună dimineața. Odată trebuie să le povestim telespectatorilor că am ajuns și la dumneavoastră acasă în Aliza și am rămas încântat de ce am văzut acolo. Aveți o mini bază sportivă cu teren de volei, cu uh, <laughs> Ce mai aveți acolo? Ponei, da, aveți. Da, un teren de mini-fotbal, un... Un teren basket, de mini-fotbal, da, da, da. Basket pe iarbă, basket, tenis de e, picior. E fabulos. Cât timp să le amenajați acestea? Da, nu mult. A fost... Nu tare mult. Nu e una chiar așa de extraordinară. E... Așa. Făcută pentru o familie de sportivi care... Cred că ne-am regăsit acolo în ce facem, în sport fiecare dintre noi, din familia mea și... Cum primesc vecinii activitatea dumneavoastră? S-au obișnuit, așa e? S-au obișnuit. La început a fost un pic mai așa, niște discuții care mai trecea mingea peste gard, mai loveau roșie, mai loveau o <coughs> <coughs> ceapă, un castravete acolo, dar până la urmă s-au obișnuit și având și ei copii, nepoți, au mai intrat și au jucat și ei, s-au liniștit. Da, foarte, <coughs> mai, foarte tare. Uh... Ați uh, avut rezultate notabile în ultima perioadă, rezultate pe care nu le-am prea văzut în ultimii 20 de ani la alte cluburi, în alte zone. Acum cu cetate ardut, v-ați ridicat încet, dar sigur, constant. Ajungând până la, la campionatele europene din Bulgaria să luați medalie de argint, un lucru extraordinar, mi se pare acest lucru, uh, un elev de-a dumneavoastră să fie uh, vicecampion european. Uh, de cât timp ați demarat acest proiect cu Clubul Cetate? Sigur, eu lucram la stadionul la Olimpia, aveam sala. Văzând că selecția a început să scadă, copiii au început să vină cât mai puțin la sport și aici nu numai la lupte, pentru că ne-am lovit și de alte sporturi și nu numai de sporturile, și de fotbal, unde tot mai puțin copiii vin spre sport. Și atunci am hotărât să, având relații foarte bune în afară, cu, noi avem relații cu 15 țări din Europa, unde copiind modelul lor, văzând un centru olimpic foarte puternic în Ungaria, la Dorog, am zis, bă, ia hai să vedem unde să ne orientăm și unde găsim înțelegere spre a deschide o secție, o secție satelit, al clubului și. și... Ați ales Ardudul, nu satul mare? Am ales Ardudul pentru că eu sunt din loc. O... sunt Locuiesc în Madaras, sunt la 3 km de Ardud. Primarul din Ardud este nu numai un sprijin al nostru, pot să spun că este chiar un fan al nostru și vede activitatea care se desfășoară, numărul extraordinar de mult de copii care intră în sala de sport, vede rezultatele care le obțin numai pe plan sportiv, dar și pe plan școală și cum se realizează acești sportivi și sigur că atunci cu mai mare drag și inimă a întins o mână spre noi, văzând activitatea noastră că se derulează, se derulează sănătos Sigur că au fost, au fost pași mărunți, dar eu zic că au fost siguri, și echipa care noi suntem la Ardud mădăras, e una care e îngropită pe caractere, pe mult voluntariat și oameni foarte serioși, niște băieți tineri care dor de a face performanță. Chiar sunt sportivi încă în activ, dar ei fiind de studenți la Facultatea de Sport și paralel și ei la școala de antrenori, mă ajută foarte mult în pregătirea acestor tineri și chiar suntem o echipă, o echipă care pot să spun foarte redutabilă. și. Ajutorul nu e doar din partea lor, pentru că ei alături de dumneavoastră deprind experiență, capătă o, o experiență mai mare și... De asemenea, și pentru dumneavoastră, bine, aveți schimbul de mâine asigurat. Bineînțeles, eu m-am orientat totdeauna, adică m-am orientat. Mi-am dorit totdeauna să crească pe lângă mine niște foști sportivi care, bineînțeles, au și inclinații spre antrenorat, spre munca aceasta de antrenor, pentru că, să știți, nu e chiar așa de simplu și chiar așa de ușor. Eu spun un lucru că Cred că și atitudini pedagogice. Bineînțeles. Deci, că trebuie să știți să captezi atenția, nu? Și Copiii? să într adevăr să faci ce ți place. Eu mă consider un chiar foarte norocos și fericit pentru că pot să fac, într adevăr eu fac ce îmi place și chiar o fac cu o pasiune, chiar de multe ori depășind orice limite și granițe și iar nu mă mai interesează ce va fi în ziua de mâine, dar îmi doresc enorm de mult să fac performanță, să cresc acești copii sănătoși și, din fericire, zic eu, au preluat și acești băieți tineri care sunt pe lângă mine, au preluat din, din ambiția, din dăruirea și din tot ce văd la mine și care merg înaintea lor și fac, și să știți că așa au venit și rezultatele. Da, această muncă se reflectă în rezultate. Ați surprins cu primele. După aceea a venit avalanșa de medalii, cupe, culminând cu, cu acest titlu de vicecampion european. Acum au început să vă vadă cu alți ochi cei care înainte nu vă vedeau. Erați transparent pentru ei, erați, n-avem bani, auzeați aceleași, invariabil aceleași răspunsuri. Noi, pot să spun că am rămas aceeași. Ba, din contră, mi s-a chiar reproșat din partea colegilor și că am rămas prea mobdești față de rezultatul care noi l-am făcut și parcă în loc să ne scoatem capul, parcă ne l-am mai plecat. Și biertulat? Da, dar eu zic că nu am făcut rău și mai trebuie să muncim. E un pas foarte mare care l-am făcut avem foarte multe titluri naționale, avem titluri cu echipa. Ne-a lipsit uh, o medalie. Am avut medalii la Jocurile Europei, locul 2 și locul 3. Am avut uh, clasări la Campionate Mondiale și Europene, locul 5, locul 4. Felicitări! Dar uh, a lipsit medalia și acum a venit. Eu zic că, uh, sigur, uh, munca a, a dat roade. Iar uh, ce spuneați în legătură cu ce ogne văd, din păcate. Ne văd aceiași care ne-au văzut și înainte și au avut încredere în noi și au crezut în noi. Dar să știți că îmi pare foarte rău așa că a trecut acest rezultat neobservat de mulți dintre și multe dintre autoritățile locale care ar fi trebuit să fie eu zic, altceva. Pentru, pentru rezultatul, eu spun, foarte mare care l-am adus da. județului. Iar în afară de presă și de dumneavoastră care într-adevăr ne-ați fost alături și nu numai el pentru acest campionat european, dar și înainte, eu așteptam mult mai multe și așteptam chiar din partea Direcției de Tineret și Sport măcar un telefon ca să spună vă felicitări că ați luat-o un titlu de vicecampion european. Îmi pare foarte rău să spun acest lucru pentru că este un mădărăsand de al meu. Dar nu pot să mai, nu mai pot să, nu mai stă, pentru că a fost foarte, e deci foarte nici măcar tureos, nimic. Nici nu. măcar un telefon, Exagerat. un da. telefon ca să spună mă, felicitări, totuși pentru băiatul ăsta, nu pentru noi. Dar domnul respectiv probabil are probleme mai importante, ca de exemplu schimbatul rolei de hârtie la toaletă și n-a avut timp să vă sune, să vă felicite, să, să vă facă o vizită, să încurajeze copii, uite a venit șeful de la sport. Nu. No. A avut lucruri mai importante, ca de exemplu șters oglinzii din baie în care petrece mai mult timp. Ce, știu, ce, ce lucruri importante a avut de n-a putut să vă spune, nu pot să-mi explic. Uh, păcat, mare, mare păcat. Și, de, uh, dragi telespectatori, asta este țara în care trăim. Fiți sigur că dacă ar fi greșit ceva sau ar fi făcut vreo prostie, ăla sărea mai tare în sus să urle, ce fac ăștia acolo? Dacă au câștigat, un telefon a putut să dea. Nu, no, și a, ăsta este modul în care încurajăm noi sportul de performanță în România. Chiar mi-aș fi dorit, v-am mai spus și repet, fiind un mădărăsean de al nostru, am zis că poate dacă nu altceva, dacă cu sufletul să fie mai alături de noi. Nu i-a cerut nimeni, nu le-a cerut niciun ban, nu le-a cerut nimeni nicio premiere, Dar eram... Parcă ne pica bine să fim sunați sau... Felicitat, măcar printr-un telefon care să. Un gest foarte simplu, spună, nu? Și că, ușor de făcut, că nu Felicitări că ați făcut ce ați făcut și să știți că nu e puțin. A avut 5 da. meciuri la acest campionat european, unde a întâlnit, a bătut un rus, a bătut un lituanian, a bătut e... un polonez, a bătut un sârb și a pierdut în finală cu un georgian. După și știm ce... că rușii sunt foarte buni, sârbii la fel. Bineînțeles. Iar acest rezultat. Știți că n a fost întâmplător păi e multă că muncă în spatele lui E multă muncă Iar acest băiat din 4 ianuarie Este în lot Vă dați seama ce sacrificii se fac da. Nu tu părinți Nu tu prieteni Nu tu nimic -mi E plecat de acasă Totuși un copil la 16 ani Poți să spui că e un da. copil Și să ieși la vârsta de 18 ani e, asta da. Și asta ne face mai încrezători și mai uh, dornici de a munci mai departe, pentru că el și la anul este tot la vârsta cadeților, unde putem să... Bine, avem uh, motive foarte serioase să credem că poate să obțină chiar titlul european și mondial. Asta da. Felicitări! Și acum să, să vorbim și despre cealaltă satisfacție, că în ultimul timp aveți doar satisfacție. E... De, de parcursul, de evoluția fantastică a lui Dacian. Nu fac niciun secret, îmi este prieten, chiar mi-a scos odată, i-am povestit domnului antrenor, că odată eram într-o situație limită, copleșit în numeric, gata să, să o iau pe ulei și a apărut Dacian care, cu două vorbe, mi-a dispersat toți interlopii din față. Deci, nu știu de ce le era frică de el, se temeau. Nu mi-explic, nu știu de ce. Dacian e chiar foarte pașnic până nu mai scos din sărite a fost, nu i -a mulțumit, am mulțumit, n-am avut ca să-i mulțumesc, dar nici nu așteptat mulțumiri. Că a venit, a, a, spus două, trei cuvinte, m-a scos din situația limită și a plecat. Uh, dar mă vizitează periodic când este acasă. Cum vă explicați ascensiunea asta lui? Uh, de la ce vârstă ați început să-l pregătiți? Că aici uh, simt că sunteți în spate lui, că e pregătire specială, că e mâna dumneavoastră. Bine, el mai, în mai A fost mai dur cu el decât ce, cu ceilalți copii din grupa lui? Zic că da. Zic că da, și acum fac o comparație între el și el amicul, mult mai dur, și probabil că aici am greșit și eu. Pentru că Dacean a fost un copil sacrificat, propriu zis vis-a-vis -vis de colegii lui de sport. El a venit în sală de când pot să spun că eram în cărucior și îl duceam cu mine la, la antrenamente. Învăța parterul de atunci, să stea în parter și să da. așa. Dar am făcut și eu spun că am făcut greșeli. Pentru că i-am tăiat mult din drepturile care le-a avut și care într-adevăr erau pe bună dreptate le avea, dar este foarte greu și numai cine este în pielea respectivă poate să-și dea seama să fie antrenorul copililor tăi. Asta nu doresc la nimeni și chiar le recomand tuturora antrenorilor copii să-și dea la alte, chiar dacă e la lupte, dar să-l dea la alt antrenor, să nu fie la tine, la părinte, fiu. Pentru că apar foarte multe discuții. Aveți tendința să fiți mai sever cu el? Da, pentru că chiar dacă a greșit sau nu a greșit, a fost de vină el. A, am înțeles, am înțeles. am el Uitați să fie chiar... un exemplu tot timpul și sigur că a ajuns de a derapat și el o perioadă de. De fapt, derapajul lui a venit tot din cauza neajunsurilor. Neajunsurilor în sensul că el a terminat liceul, era la un an și după ce a terminat liceul era în lotul olimpic de seniori, <coughs> nimeni nu îl băga în seamă, nimeni nu-i dădea o retribuție, nimeni nu, eu îi tot spunea, mă lasă, las că va fi bine, cu, cu, ce te ajutăm noi, cu nu. El voia să fie pe pielea lui, pe propriul lui puteri. Sigur că atunci a ales, s-a lăsat de sport și a ales altă cale. A avut un derapaj care, încă o dată spun că, și <coughs> chiar sunt acum mai convins că sportul te ajută și te disciplinează, pentru că de trei ani și de când s-a reapucat de lupte, este un alt om, este altceva și mă bucur, mă bucur foarte mult pentru el că a ales, bine, a ales acum calea, deci tot lupte și MMA-ul care... Văd că îi se potrivește foarte bine și cu rezultate foarte bune. Da, dar am înțeles că la început n-ați fost de acord să participe la MMA. De ce? N nici acum nu sunt prea de acord, <laughs> dar, de la urma urmei, pentru că este. pentru mine este un sport foarte dur și foarte. nu, nu, nu e... Haide, păi să da, da, e spectaculos. E spectaculos. Haideți să, haide să spune, e prea sălbatic. Nu, deci nu mi se pare normal. Luptele este tu cu totul și cu totul altceva. Luptele, într-adevăr, este un câncenare între doi, contact fizic între doi, dar nu loviri și nu sunt procedee. Sunt, cine nu și mai spune, mai am. Probleme. Da, dar vedeți că are sute de milioane de fani pe planetă, MMA-ul. Da. Și uh, practicanții lui ajung să fie staruri, Vedete În ultima lui gală, că a Persoane publice. Atunci m-am resemnat și am zis, bă, asta e, n-am ce să fac, nu mă mai pot pune în fața trenului. 20.000 de spectatorii. Am zis, bă, dar chiar atâta de nebuni și de nebuni să sunt. găsească. Sunt și, și nu sunt nebuni. E o de... altă cultură. Altă, altă cultură. Mi-a explicat și el, el să vin odată acolo să stau o săptămână, să văd ce se întâmplă acolo și cum cresc acei copii de mici. În dar nu cred că aveți timpul. E, nu că am timp. timpul Vă pentru simț, că... Vă faceți timp să mergeți odată la o gală de-a lui Dacian? O să, cu siguranță, o să-mi fac, dar foarte cu greu, cred că aș putea să rezist. Fu. Dar cred îl... că și vă crește sufletul după fiecare victorie de-a lui, da, mai e... ales văzându-și și S -s... adversarul, că ați văzut ce, ce da. brute, ce animale a, a pus jos la pământ. Și nu, nu oricum, în cele mai multe cazuri, într-o repriză. În primul minut da. îi face praf și pulbere. Ori asta înseamnă că e foarte tare Dacia. E mult mai bun decât ei. În primul rând sunt foarte fericit când îl sun la telefon și îl întreb, nu ce ai făcut? Ești sănătos? Da. Ia atunci e bine. Deci și când îmi spune lunea că vine de la antrenament, atunci îl cred, cu siguranță îl cred, că e sănătos dacă a putut luni să facă antrenament, dacă sâmbătă a avut gală. Am înțeles, dar eu l-am înțeles pe el. Este foarte prudent în sensul că nu le dă celor la șansa să lovească, atacă primul și să tot duce înainte, pune toacă mărunt. Da, pentru că este foarte bine pregătit. Dacian a ajuns la un nivel de pregătire extraordinar de mare. Chiar nici mie nu -mi vine să cred. Dacă vă spun că lucrează singur, are un program care este pus pe hârtie și nu... Îl respectă, îl nu se bate de la respectă cu aia. sfințenie. Așa ceva mai rar. Mă sună colegi, mă sună dimineața la șapte, băi, zice iarăță aleargă, bă, rupe ăsta stadionul pe aici cât aleargă și la pe dimineața. Fără <laughs> Pentru mine, fără... Deci ca să fiu tot timpul tot timpul în spatele lui și bineînțeles că... Luptele l-au ajutat și l-ajută foarte mult. De altfel, majoritatea luptătorilor de MMA sunt veniți din lupte. Da. Și mari campioni care sunt veniți din lupte. Nu mai sigur că eu o vârstă și la el, are 30 de ani. Și sigur că și eu am zis... Dar da, sunt totuși... luptători și de 47 da. și de 48. Păi aici ai mi-a dat... Zic, mă, totuși e destul de târziu a început și acum până... Da, acesta liniștit, că ăla care își apără titlul mondial la 47 de ani. Hmm. Duce o viață da, da. foarte sportivă. Acum, dacă le chem cu mine să mergem într-un bar și să bem o cafea sau un suc, ce nu, păi fum, e așa, dar zic, când stăteai nopțile în cluburi, atunci nu ți era fum, când în cluburi îți pierdeai noaptea. Și... Așa l-ați întrebat. Da. Fantastic. E, da, um, e, bine. E pe nu stăteai până bun. dimineață nici în club, să știți. Nu, nu, dar... Stătea două-trei ore, nu? Stătea la păi care nu vine seara și ultimul, nu era... Era killer în spatele lui și <laughs> la telefon îl da. aduceam de pe... Eu mă felicit pentru toate rezultatele, dar un singur lucru nu v-am întrebat. Ce mai aveți pe agenda competițională 2014? Ce urmează? Urmează campionatul național de seniori săptămâna aceasta, unde îl da. aștept pe Dacian și dacă va putea să vină, dar va fi foarte greu pentru care în puțin interval de timp să facă categoria, să slăbească 7-8 kg ce nu este ușor, ușor da. iar dacă vine slăbește aici, va fi foarte greu dincolo, vedem în ce măsură putem, sigur nu avem mari speranțe și mari nu ne punem mari speranțe în afară de el care ar fi putut lua medalie în tinerii care avem pentru că sunt în primul an de juniorat nici măcar juniori da, junior junior nu sunt dar sigur că Pentru experiență ne ducem Iar în 17-19 iulie Cu mare încredere așteptăm Campionatul Mondial De Cadeți, unde în Slovacia se ține Unde pare să că vom avea Trei sportivi de la clubul nostru La campionatele mondiale Este vorba de Lobon Sabine La 50 de kilograme Este vorba de Bulgar Mădălin La 63 și Sper că să nu mai avem probleme până la mondiale cu sănătatea lui, pentru că e foarte important să rămână și să pregătească așa cum se pregătește acum. Și este vorba de Leinard, care bere care la sută, care așteptăm să confirme și la mondiale. E un lucru, zic eu, extraordinar să ai din, nu cred că vor fi mai mult de șase participanți la campionatul european din România, la campionatul mondial. Din care, care trei să fie al clubului nostru. Sigur că nu singur suntem în spatele acestor da. rezultate și acestor băieți deosebiți. Avem pe domnul primar din Ardut care este alături de noi, Consiliul Local Ardut, primăria în măsura în care da. satul mare care ne mai ajută și care ne-au făcut promisiuni și eu totuși. Ceas al 12-lea Aș dori din suflet să se realizeze Acel proiect Ca seniorii, juniorii Care au terminat junioratul și seniorii Să treacă la Clubul Sportiv Municipal da. Pentru că noi avem potențial Nu să aducem sportivi de afară Să avem cu ai noștri Sunt sportivii noștri, crescuți de noi Sătmărem de ai noștri Consiliul da. Județean Care aș dori să da. S-au implicat și ei ne-au ajutat este Terebeștiul care, da. deci nu pot să trec peste și primarul avorniciței Mariana care ne ajută, da. soțul dânsei care îl salut și da. care e de câte ori am apelat, de atâtea ori a făcut da. un plin de motorină, a făcut, de deci ce este da. foarte bine și doresc să ne ajute. Avem Dragi telespectatori, îi mulțumesc domnului Antrenor Tudor. Barbul, că ne-a onorat cu prezența în această dimineață, îi doresc mult, mult succes. Doamne ajută, ține în legătura și o să vă sprijinim în continuare din punct de vedere mediatic. Mulțumim. Dragi telespectatori, vă dăm acum, a susit antrenorul nostru secund, mă uitam să văd cine este, Daniel Chioreanu, îi dăm cuvântul pentru sport, vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi, ne întâlnim mâine dimineață pe 7 fix, sunt DJ Gabi și vă spun bye-bye! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Mă grăbesc să trec rapid în revistă ceea ce s-a întâmplat în sportul săptămânian. Liga 4 la final, după 30 de etape disputate, fotbalul din eșanul al patrulea a județului nostru s-a încheiat. Victoria APA în seria A și Someșul Oar în seria B sunt câștigătoarele care se vor întâlni în finala de pe 7 iunie de pe stadionul Olimpia. Sigur, mai sunt de jucat și partidele din sferturile semifinal și finala Cupei României, care este programată cam pe aceeași dată, 7 sau 8 iunie. Sunt meciuri interesante în Cupa României. Sportul Botiz întâlnește câștigătoarea dintre Dorol și Olimpia. Acest meci se va juca joi. De asemenea, din nou un duel, Victoria Apa, la Orașul Nou iată, unul dintre cele mai de calitate, una dintre cele mai de calitate întâlniri din fotbalul județean. în meciul al treilea, Platanul Marna întâlnește Gloria Moftinu Mic, aici eu e oarecum... Diferență destul de mare, Platanul Marna uh, undeva în subsolul uh, Ligii a 5 pe când uh, Gloria Moftinul Mare e o echipă cu pretenții în Liga 4. -a și uh, meciul 4, Voința, Doba, Somn și acesta se anunță un, uh, un meci uh, interesant. Așadar, chiar dacă teoretic uh, s-a încheiat sezonul Liga 4, mai sunt uh, meciuri și... Uh, chiar meciuri interesante. În Liga 5-a, Santău și Mădăras sunt, practic, în Liga de elită. Au promovat și matematic sunt acolo în, vor fi elita, în elita Ligii A4, -a, mai mult la distanță destul de mare de principalele urmă urmăritoare și Santău și Mădăras. Merită felicitări și îi așteptăm undeva mai sus. Din păcate, Olimpia, chiar dacă are liniște și câștigă meciurile din play-out, Marțian, Adrian Marțian, patronul de la UTA, vine binecunoscutul Marțian, care tulbură apele la echipa din Arad, a făcut câteva declarații urâte la adresa Olimpiei, cum că partida dintre Olimpia și UTA Arad, cea de pe 7 mai în care... UTA a folosit juniorii, încheiată 4-0 pentru uh, uh, formația Sătmăreană. A fi fost uh, trucat mai mult uh, acest marțian, spunea că nu a permis uh, echipei de seniori uh, să intre în teren, pentru că s-ar fi înțeles uh, cu jucătorii olimpii să câștige formația oaspete, să câștige bătrâna doamnă, astfel uh, la pariuri, cota fiind de undeva la 9-50. Uh, practic o victoria a UTE ar fi însemnată o grămadă de bani câștigați de arădeni. și atunci Marțian, teoretic vorbim, ar fi folosit juniorii Sigur, jucătorii vin de cealaltă parte și spun că bagă mâna în foc pentru, pentru colegi și majoritatea dintre, dintre fotbaliștii Utei spun că acest patron își bate joc de, de, de ei și mai ales că nu sunt plătiți de mult timp, de luni bune de zile, însă totuși e ar dori uh, să joace, dar uh, din păcate uh, nu primesc legitimațiile și nu pot să, să, să intre pe teren. O veste bună vine uh, de la Steaua Gardos, este dorit de ASE Roma, cotat uh, undeva la 3 milioane de euro, sigur uh, Steaua își dorește să primească mai mult uh, pe fundașul Sătmănean. Acum e în vizorul lui uh, ASE Roma mai ales că Mehdi Benatia este dorit undeva în Spania, dacă nu mă înșel, și atunci Roma îl consideră perfect în linia defensivă pe Gardos. Iată, după plecarea lui Chiricheș, Gardos a redevenit om de bază în apărarea stelei și probabil că așteaptă și, și stătmăreanul nostru un uh, transfer undeva afară. Sigur, se vorbește de Anglia, se vorbește de Germania, de Spania, de Italia, însă cred că ASE Roma ar fi o, o echipă bună și o echipă de top la care Florin Gardos uh, ar putea ajunge. Iar uh, de marți până joi, închem cu scrimă de marți până joi, sala Alexandru Cipler din Satu Mare este gazda uh, campionatului național de seniori, așadar pe teren propriu Arco și Bertalan trebuie să-și apere titlul național obținut în 2013, de altfel și în 2012 uh, tot el a fost uh, uh, cel care a primit medalia de aur, iar uh, dacă astăzi e programată proba individuală, uh, miercuri și uh, joi, va fi Superliga și Divizia 4 meciuri în prima zi și trei în cealaltă echipă, bineînțeles formată din cei patru scrimioare de top ai Clubului Sportiv Satu Mare, Arco și Bertalan, Andrei Radu, Adrian Pop și Adrian Silaghi. Mă grăbesc, mă, mă grăbesc să mi-au rămas bun de la voi. O zi bună, rămâneți cu Norvest TV.